Accident cumplit în Sibiu, doi oameni au pierit pe loc și alți trei au suferit răni grave după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Primele date culese de ofițeri de la fața locului arată că unul dintre șoferi ar fi ajuns pe contrasens după o depășire neregulamentară. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia s-a petrecut între localitățile Avrig și Porumbacul de Jos. Două autoturisme au fost făcute zob după o ciocnire frontală deosebit de puternică care s-ar fi produs pe fondul unei depășiri neregulamentare. Toate cele cinci persoane implicate în accident au avut de suferit. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, descarcerare, dar și ambulanțe SMURD. Din nefericire, doi oameni au murit pe loc. Pentru viața celorlalte trei victime, medicii încă luptă. S-a intervenit prompt pentru descarcerarea a patru persoane, dintre care două persoane au fost decedate la fața locului. Echipajele SMUR și SAJ au acordat îngrijiri medicale pentru trei persoane, două persoane de sex feminin și una de sex masculin. Echipajul SMUR a transportat la camera de primiri urgențe a Spitalului de Pediatrie, o persoană de sex feminin de circa 17 ani, policontuzionată. Traficul rutier a fost blocat în zonă pentru 10 de minute. Poliția face cercetări pentru a stabili cauza și circumstanțele acestui impact nimicitor pe șosea.